Andriuš, pomenytas. Andriuš. Dosaru, dosaru, sinumėžtai, blokul elektoral. Blokul Renato Usatai, šalci. Šalci. Aš aš esu rămânițin istorică, șalți. Da. Haideți exact așa. Da. Foarte clar. Am văzut că ați fost nemulțumiți când vorbea domnul Anastasie. Pentru că dumnealui, această hotărâre care a fost adoptată recent, putea fi adoptată încă cu o săptămână înainte. Și doar datorită comportamentului domnului Anastasie în special, s-a întins până în prezent. În rezultat, CECU are mai puțin timp de a crea aceste secții suplimentare de votare în străinătate, va fi limitat în timp și într-o eventualitate noi putem să ajungem la alegeri din 11 iulie, când nu toate secțiile vor fi deschise și asta poate pune în pericol deja validarea alegerilor din Curtea Constituțională. Asta datorită acțiunilor anume domnului Anastasie. Vorbiți despre recuzări. Ce-mi suți etăvă reșenia? Suți reșenia takava. Da, pardon, mă scuzați. Sensul deciziei a fost anulată anexa la punctul 1 din hotărârea din 5 iunie. În această anexă au fost numite 139 de secții de votare cu amplasarea lor și așa mai departe. Pe data de 8 iunie, această anexă a fost modificată prin majorarea la 146 secții, adică această anexă este anulată. În rest, hotărârea rămâne în vigoare. Deja CECului îi revine obligația legală de a completa, modifica, de a completa această hotărâre existentă prin o nouă anexă, deja ținând cont de avizul Ministerului de Externe cu 191. Și încă un moment despre domnul Anastasie. Adică noi, și pastor, și alții care conștient lucrau pe acest dosar, nu în detrimentul acestui dosar, dar în favoarea dosarului, am insistat permanent ca să fie deschis numărul de secțiile de votare 191, așa cum a fost avizat de Ministerul de Externe. Ăștia au venit întâi cu 300 din cer și câțiva secții pe lună, apoi și-au modificat solicitarea, da, pretenția, a majorat cu 40 de secții, indiferent unde, adică fără amplasarea lor, adică asta deja implică o nouă avizare, o nouă procedură. Adică intenția, cel puțin domnul Anastasie, era de a împiedica examinarea acestui caz, de a tărăgăna cât de posibil. Dar a cui a fost joaca asta deja? Da. Da, totuși, este o victorie a noastră, a cetățenilor. CECU deja este obligat să majoreze aceste secții de votare în străinătate. Va contesta CECU sau nu, vom vedea. După mine era logic ca să nu se opune acestei decizii, deoarece este una corectă legală și să începe să execute. Am înțeles. Dar punctul 3 se referă la motivarea deciziei, așa că nu. Da, de principiu este punctul 1 care sună așa, se constituie secțiile de votare în străinătate conform anexei. Adică aceasta anexă a fost. Da.